pa, da, pa. Pe final de emisiune ne-am gândit să vă dăm așa o temă de gândire pentru weekend și pentru că zona aceasta a alimentației a evoluat foarte mult și vedem pe Instagram fel de fel de influencer care ne spun ce anume să consumăm și ne vorbesc foarte mult despre aceste intoleranțe la gluten, la lactoză, la fructoză și așa mai departe. Ne-am gândit să venim în această dimineață cu informații avizate și alături de noi se află Maria Martac, nutriționist. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne conversam așa înainte de a intra în direct și îmi spuneai că fix acum un an pe vremea asta ne-am văzut ultima oară. Da. Atunci vorbeam despre diete după sărbători. Acum suntem ceva mai aproape așa de a considera că a început anul în forță și suntem mai bine echipați și pentru altfel de subiecte. Sper. Vorbim despre aceste intoleranțe și am sesizat pe social media mai degrabă acest trend cu intoleranța la gluten. Ce este, de fapt, intoleranța la gluten? De ce ar trebui să evităm sau cum să ne dăm seama că avem o astfel de intoleranță? Când vorbim despre intoleranțe, vorbim despre un deficit de enzimă, deci ele afectează în special tubul digestiv. Asta în general. În cazul glutenului, care este proteină din orz, grâu, secară, sunt trei forme de afecțiuni. Intoleranța la gluten, care este și boala celiacă, sensibilitatea non-celiacă și alergia la gluten. Toate au manifestări asemănătoare și atunci este foarte greu de diagnosticat. Este neapărat necesar să mergem la un medic gastroenterolog, să parcurgem toți pașii. Manifestările sunt digestive în mod special, balonare, dureri de burtă, gaze, diaree, dar nu numai. Adică ele pot duce la anemii, la anxietate, deci pot implica și alți factori. Și atunci nu este un trend, este o boală serioasă. Cine are o sensibilitate sau alergie la gluten trebuie să aibă mare grijă să excludă glutenul din alimentație. Spuneai mai devreme că sunt foarte multe produse care conțin gluten. E dificil pentru cineva cu o astfel de intoleranță să navigheze și să aibă o alimentație echilibrată? Da, este dificil. Suntem cumva o țară agrară, ne bizuim pe grâu și pe toate derivatele și atunci glutenul, deși trebuie să fie evidențiat, bolduit pe etichete, el poate fi ascuns în alte forme și atunci fiecare pacient sau persoană care are o sensibilitate sau este diagnosticat în această direcție, trebuie să urmărească foarte clar eticheta. Glutenul trebuie, este obligatoriu să fie menționat în cazul în care există. Și mare atenție, nu doar în făinoase, unde ne așteptăm să existe gluten, dar el poate exista și în mezeluri, și în dressing-uri, și în prăjituri, adică amidonul, de exemplu, poate să fie amidon de grâu și el să fie cu gluten. Cunosc pe cineva care cu siguranță nu are intoleranță la gluten, Aura, producătoarea emisiunii, mănâncă pâine și nu se îngrașă, e un fenomen mondial, nu-mi dau seama, nu-mi explic. Dar mai avem parte de informații în mass media despre intoleranța la lactoză și aici aș vrea să lămurim un aspect, mit sau adevăr, că 90% dintre oameni sunt alergici sau au intoleranță la lactoză. Ca să stabilim asta. Când vorbim de intoleranță, ne referim la tubul digestiv, la un deficit de enzimă. Când vorbim de alergie, ne referim la sistemul imunitar și acolo lucrurile sunt complicate și uneori ne poate pune viața în pericol. Revenind la alergia, la intoleranța la lactoză, este adevărat, foarte mulți oameni sunt intoleranți. După vârsta de 3-5 ani, adică după copilăria mică, teoretic ne scade cantitatea de lactază, adică enzima care metabolizează acest zahăr din lapte, din intestin. Cantitatea scade pentru că teoretic n-ar trebui să mai mâncăm lapte crud. În schimb, am putea să mâncăm foarte bine derivate lactate fermentate, acelea care conțin probiotice de tipul iaurt, chefir sau alte produse fermentate. Deci nu este mit, este adevăr, dar pornind de la această idee putem să urmărim. În momentul în care mă simt balonată sau am un disconfort gastric, mă uit ce am mâncat în ultimele 24-48 de ore și dacă este vorba de un lactat, am grijă să le elimin pentru o perioadă să văd dacă mă simt bine. Dacă ne referim la intoleranța la lactoză, când fierbem laptele, păcălim puțin lucrurile? Nu. Absolut deloc? Nu.
Nu. Deci ea doar dacă este descompusă, respectiv tăiată acest lactoză. Mai există varianta de lapte delactozat, din care efectiv s-a scos lactoza naturală din lapte și s-a introdus zahăr. Nu știu dacă este o variantă bună. Fiecare decide. Mai există câteva tipuri de intoleranțe și poate sunt ceva mai puțin cunoscute, de exemplu intoleranța la fructoză. Pe aceasta cum o depistăm? Este foarte întâlnită și ea. Mai puțin cunoscută, se discută mai puțin despre ea, dar este poate la fel de întâlnită ca și cea la lapte, la lactoză. Oamenii mănâncă din ce în ce mai multe fructe și mănâncă și mese exclusiv de fructe și mese la începutul și fructe la începutul mesei și fructe la sfârșit, fructe tot timpul. Și îmi și spun pacienții, da, sunt sănătoase. Sunt sănătoase, dar dacă vedem că avem un disconfort după consumul lor, ar trebui să ne gândim. Mere, pere, seara, așa, un fruct înainte de culcare, păi sigur n-o să dorm bine, pentru că este tot un deficit de enzimă, fructoza nu este bine metabolizată în intestin, atunci ea ajunge în colon și acolo fermentează. Mai avem parte de intoleranța la cafeină. Și acum, vorbind despre cafea dimineața, s-ar putea să fie oameni în fața televizoarelor care să-și pună câteva semne de întrebare. Cum se manifestă ea? Aici este implicat, pe lângă sistemul digestiv, și cel respirator. Putem să avem niște bătăi accelerate ale inimii sau să avem insomnie, iritabilitate, nervozitate. Acum fiecare are o anumită toleranță la această cafeină. Teoretic, între 200 și 400 de miligrame n-ar trebui să fie o problemă. Dar dacă sesizăm asta, evident, cel mai bine este, din nou, ori să reducem, ori să excludem cafeaua sau să luăm decaf. Din experiență, există oameni care nu au intoleranțe? Nu știu să vă spun asta. Prea puțin. Prea puțin, da. Dar să ai o intoleranță nu este un lucru, cum să spun, cu care să trăiești. Adică putem să avem grijă să excludem. Adică nu e normal să avem o intoleranță și nici nu e normal să ne simțim balonați sau să avem disconfort. Carbohidrații ne afectează din această perspectivă? Există oameni care au intoleranță la carbohidrați? Da, există acea dietă cunoscută FODMAP, în care vorbim de carbohidrați, oligosaharide, polizaharide, polioli, din fructe, din miere, din îndulcitori, din anumite băuturi energizante, care, din nou, pot să ne dea disconfort și e asociată de multe ori cu sindromul de intestin iritabil. Aici este recomandată excluderea pentru 3-6 luni a tuturor acelor fructe care ne dau acest disconfort și reintroducerea în cantități mici și urmărind efectele. La nivel de conștientizare, oamenii sunt conștienți că pot avea astfel de intoleranțe? Nu. Și este un soi de acceptare, adică sunt balonată. De când? De mult. De ce? Nu știu, am mâncat ceva sau mănânc ceva și mă balonez. Ce? Nu știu. Deci ar trebui un jurnal alimentar, ne-ar ajuta foarte tare. Dacă simțim aceste disconforturi care se repetă, putem să luăm un jurnal și să ne notăm pur și simplu ce am mâncat, toate alimentele, ce am băut, că uneori și sucurile sau cafeaua sau vinul, există și la vin o anumită intoleranță, să ne le notăm și să vedem ce anume în următoarele ore, de la 2-4 ore până la 48 de ore, ce ne-a creat disconfort. Începem să excludem și putem să avem, nu știu, o viață mai bună. Avem și o întrebare din partea regiei. Care este diferența între intoleranță și alergie? Cum spuneam mai devreme, intoleranța afectează în primul rând sistemul digestiv, următor asociat, nu știu, pe piele sau sistem cardiovascular sau nervos, în vreme ce alergia implică întotdeauna sistemul imunitar și lucrurile pot deveni foarte serioase până la anafilaxie sau a ne pune viața în pericol. Iar în cazul laptelui, unde se face foarte mult confuzie, vorbim de alergie la proteina din lapte, la caseină, și vorbim de intoleranță la lactoză, adică la zahărul din lapte. Dacă nu suntem vigilenți și nu descoperim din timp aceste intoleranțe, cum suntem afectați?
disconfortul de care spuneam, gaze, diaree, dureri de burtă, reflux gastric sau, până la urmă, anemie, oboseală, nervozitate, erupții pe piele și dermatita atopică este asociată adesea cu aceste intoleranțe. Am înțeles că în cazul acnei, de exemplu, există această prezumție că laptele ar putea să agraveze. Vorbim de această acnee care poate să fie și ea un simptom al intoleranței la lactoză și atunci medicul gastro ar trebui să facă echipă cu dermatologul și să vadă dacă pacientul poate să-și îmbunătățească starea și cu acest regim. Putem să descoperim aceste intoleranțe și la vârste fragede? Da, sigur. De când începe diversificarea ne putem da seama dacă bebelușul și copilul mic dezvoltă anumite alergii sau intoleranțe. La el, de exemplu, poate să fie și la ou, și la gluten, și la glutamat sau la alți îndulcitori cu care mamele experimentează sau aditivi, ei pot fi sensibili. Histamina poate fi și ea o problemă. Unele se rezolvă la 4 ani, la 8 ani, pe măsură ce sistemul imunitar al copilului se maturizează, dar cu anumite lucruri rămânem, iar altele le dezvoltăm ca și adulți. Adică în momentul în care, cum spuneam, exagerăm cu anumite alimente, putem să dezvoltăm lucruri pe care nu le aveam în copilărie. Când este important să ne adresăm medicului nutriționist? Sunt lucruri pe care putem să le gestionăm singuri sau ne pot depăși la un moment dat? Când vedem că lucrurile durează mai mult timp, când vedem că nu ne mai descurcăm singuri, deci nu este o stare de bine să fii balonat sau să te doară burta sau să fii constipat sau să ai diaree. Deci ar trebui să ai un stil de viață sănătos și dacă vezi că nu te descurci cu ceea ce te-ai gândit să faci, e cazul să mergi ori un gastroenterolog, ori un nutriționist, prima dată medicul de familie, ca să vadă în funcție de ce îi relatezi, încotro te îndreaptă. Când vine vorba despre balonare, cred că toți am primit această recomandare de a consuma cărbune activ. Este sau nu de folos? Da, poate să fie de folos. Teoretic, această balonare este în colon. Deci noi în colon avem bacterii, colonii de bacterii, care determină fermentație și putrefacția rezidurilor care ajung acolo. Dacă aceste reziduri conțin zahărul de care vorbeam, lactoză, fructoză, nemetabolizat cum trebuie de-a lungul intestinului subțire, acestea îl fermentează și apar acele gaze pe colonul ascendent, transvers, descendent. Și în momentul ăla avem dureri care radiază în tot abdomenul. Și da, cărbunele poate fi, dar din nou, putem să ne tratăm singuri acasă sau putem să mergem să vedem un tratament pe care ni-l urmărește cineva și noi tratăm efectul. Ar trebui să ne ducem în spate și să vedem ce anume a determinat această balonare și, cum spuneam, să excludem. Și în ultimul timp mă întreba cineva mai devreme dacă s-au înmulțit. Nu, dar mâncăm foarte mult mâncare semi-preparată sau mâncarea aceasta fast food, gata făcută, care are foarte mulți aditivi, foarte mulți indulcitori pe care nu îi știm. Adică noi comandăm ceva și nu știm exact ce anume conține și mâncăm repede, pe fugă. Acea mâncare nu este cea mai proaspătă, să fim serioși, și toate astea ne duc nu numai că ne îngrășăm, dar avem și acest disconfort. Din punct de vedere emoțional, cum ești impactat de o intoleranță? Îți schimbă modul de viață, modul de a simți, relațiile interumane? Păi, în primul rând cu tine, că poate nu mai intri în aceeași măsură de haine. Pe urmă, ai așa o stare din asta de neliniște la serviciu, în mijloace de transport în comun. Nu te simți bine, te simți umflat, te simți greu. Și după aia încerci diverse soluții pe care le-ai văzut la televizor sau ți le-a spus o prietenă. Pentru că discutăm despre astea. Și tu ești balonată, da, dragă, și eu sunt balonată. Și ce ai făcut? Și de aici începe așa, sau scriem pe Facebook sau pe alte rețele și cineva se găsește care să ne dea un sfat. E foarte important să reușim să navigăm și să filtrăm informația și să conștientizăm că mai bine, având atât de multă informație la dispoziție, mai bine întrebăm un specialist. Da, mulțumim. Și fiecare suntem diferiți, adică nu se potrivește tot la toată lumea.